un campion la microfon și cel mai bun jucător al ediției de Victory Cup. Tocmai vorbeam acum vreo lună că se strâng trofeele, iată. Da, trebuie să-mi fac o cameră specială. Nu, că n-aș avea, că am de multe, dar na, cum am spus și mai devreme, mă bucur că e această competiție, o muzică care îmi place foarte mult, pentru că e foarte bine organizată și sunt foarte mulți și foști fotbaliști care vin aici. Competiție care deja a luat amploare și e foarte, foarte bine organizată. O secundă, te rețin, pentru că o să aduc un decar uriaș din fotbalul românesc. Adi, te invităm la microfonul Victory Cup, te rugăm frumos, alături de cel mai bun jucător al turneului. Iată ce decare avem aici, Adrian Ilie și Florin Cernat. El e un pic mai 11. Mă refer la decar ca și poziție, sau greșesc? Eu jucam mai sus. Mai sus, tot și în stânga. Da, el juca exact acolo unde trebuie, 10-10. Ce înseamnă să primești un premiu de la Adrian Ilie? Și nu orice premiu, cel mai bun jucător. Nici nu mă așteptam să ia, că nu ia el cel mai bun jucător. N-aveai dubii, nu? Nu, n-aveam dubii. Eu dă seama că poate el știu de foarte mult. Mă uitam la televizor în continuu la el, pentru că doar execuțiile lui care le avea și le-a avut la și la Valencia și la Galata te făcea să te apuci de fotbal. Și îți dai seama că e o onoare și pentru mine ca să... Sau că pare rău că mi-a dat mie. În Liga Campionilor? Bă, să zic că îmi pare rău că nu n-am apucat să joc mai mult cu el. Să jucăm împreună, da. Jucăm împreună. Pentru că, na, așa a fost să fie. Dar măcar acum, în ultima perioadă, așa, ne-am început să jucăm pe la sală, la cum arătați amândoi, ce a însemnat fotbalul pentru voi? Și vreau să te întreb încă o chestie. Dacă ești tentat să vii la mini-fotbal aici, la Victory Cup, în viitor? Nu știu, pentru mine fotbalul a însemnat foarte mult, face parte din viața mea de zi cu zi și chiar mi-am dorit să ajung unul dintre cei mai buni jucători de fotbal din România de copil. Nu știu dacă o să ajung să joc la Victory Cup, pentru că avem și noi o vârstă. Poate așa să joc, așa, câte 5 minute. Un transfer de senzație la Oțelul? Se pregătește chiar acum în seara asta? E posibil. Cum ar fi să joci alături de Cernat în aceeași echipă? Păi am jucat câteva meciuri, de asta am spus. De fiecare dată mă bucur. Face diferența foarte mare, da. Mă bucur că să joc alături de cei cu care am jucat și care suntem prieteni. Știu că mergi la turneul de sală de la Brașov, mergi constant la sală, la fotbal, la antrenamente. De ce să nu încerci o astfel de experiență? Organizată. Într-un cadru organizat, cum e cel de la Victory. Într-o echipă. Nu știu, o să văd, dar pentru mine îmi place să fac sport în fiecare zi și mă bucur de fiecare eveniment care pot să particip. Îl convingi pe Adrian? Acum terminăm și mergem să discutăm. Mai discutăm un pic. Detalii. Mersi frumos, domnilor. Care știe cu ce?